Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți! În acest videoclip aș vrea să facem împreună o etalare cu două opțiuni. Am pregătit aici cele două opțiuni și vom extrage o carte din acest pachet pentru fiecare opțiune. Iar tema acestei etalări este o etalare colectivă atemporală de iubire și aș vrea să vedem puțin trecut, prezent și viitor în relația ta. Este desigur pentru persoane care sunt în acest moment într-o relație, sau chiar dacă sunteți într-o pauză, într-o separare, totuși vă doriți să reluați legătura cu persoana iubită, vă gândiți în continuare, nu v-ați detașat complet și nu v-ați luat complet gândul de la această relație. Despre astfel de relații este vorba, doar genul de relație care încă vă mai interesează. Aveți o preocupare încă legată de relația cu persoana respectivă. Să vedem trecut, prezent și viitor și alte mesaje pe care le consideră ghizii importante pentru voi. Să vedem și imaginea pentru opțiunea numărul 1 și imaginea pentru opțiunea numărul 2. Opțiunea numărul 1 și opțiunea numărul 2. Pentru opțiunea 1 aveți această imagine, chop wood, da? Să tai lemne, să mai scurtezi din coada măturii. Interpretați cum simțiți voi. Este o ușă deschisă, larg. Și afară e lumină, e un perete de care e sprijinită o mătură. Ce vă face, la ce vă duce cu gândul? Și aveți pachetul acesta albastru de cărți de tarot și la opțiunea numărul 2 este imaginea cu aceste cărămizi de construcție, da? E o persoană care construiește ceva, dar parcă acum este într-un moment de relaxare, a construit și își ia o pauză, simt că este o pauză așa de visare. Bun, acum voi pune pauză pentru a pregăti ce este necesar pentru opțiunea 1. Bine ai revenit, dragul meu și draga mea, tu cel sau cea care ți-ai ales opțiunea 1 cu acest pachet albastru, îl voi amesteca acum. O să te invit să te gândești puțin. Nu e ca și când nu te gândești, nu te preocupă această relație, tocmai și de aceea te uiți la acest videoclip, dar gândește-te poate la ceva specific la care ți-ai dori răspuns. Să primești răspuns prin intermediul acestei etalări. Vom face o etalare în trei cărți. Trecut, prezent și viitor. Simți-o mai de sus. Ok. Ce apare în trecutul relației? Să punem ochelarii. În trecut
Te-ai confruntat cu cineva dar nu simt dacă este persoana ta iubită, această persoană, așa îndrăgită, încruntată, care ține strâns de ceva, ține strâns de o stare de conflict și simt și o răzbunare. O confruntare. Are aripi. E posibil să fie persoana ta dragă, dar aș vrea să ne spună îngerașii. Este vorba de persoana ta dragă aici sau de altcineva? Pentru că îmi mai vin niște informații. Da, este vorba de persoana ta dragă. Iată din nou o sabie. Persoana la care te-ai gândit în trecut, cel puțin în trecutul relației, stătea cu sabia în mână. Mereu pus sau pusă pe harță, încruntat, încruntată, îndârjit. Îndârjită, foarte autoritară și o persoană care avea tendința să vină să plece. Are aripi. Zbura. Poate că lucra într-o altă țară, într-un alt oraș și vă vedeați așa. Pentru că era mereu pe drumuri, sau poate chiar era o persoană care îi plăcea să fie, să-și păstreze libertatea, se comporta cu autoritate în relație, dar dorea să-și păstreze libertatea și făcea cam ce vroia în relație. Asta este ce simt. O persoană înstărită, cu o poziție, poate avea și o poziție socială înaltă sau un statut, ar putea chiar să fie o persoană cu ceva grad militar sau care activează în domeniul armatei. Ar putea fi o persoană care este șef, lider, patron în ceva ce face, ar putea avea o funcție. Această persoană și-a impus autoritatea și controlul total asupra relației. În prezent, aceasta este persoana ta dragă, aceasta ești tu, poți fi bărbat sau femeie. Și persoana dragă poate să fie bărbat sau femeie. Chiar dacă este femeie, era așa în această poziție autoritară, dominantă, o persoană pusă pe harță, o persoană, dacă nu-i convenea ceva, avea grijă să-ți întoarcă, să se răzbune cumva. Mi-arată mătura. Iar mătura are o față tristă. Vezi?
Voi păreți în prezent a fi înconjurați de mulți prieteni, poate rude, poate chiar ai o căsnicie cu această persoană. Ție ți-a plăcut întotdeauna să ai grijă de persoana dragă, iar persoana dragă întotdeauna a fost în această poziție de boss, da? Indiferent că e bărbat sau femeie, o poziție în care să îi se facă pe plac, să fie tratat sau tratată în modul cel mai reverențios posibil, cu cea mai multă atenție, preocupare, iubire, să primească toate acestea. Dar nu sunt foarte convinsă, cel puțin din trecut, pare că nu dădea foarte mult înapoi din ceea ce primea. Acum persoana ta dragă a cam obosit, nu mai e chiar așa autoritară. Ok? Viitorul relației. Ce s-a întâmplat aici? Tu te-ai schimbat? Sau aceasta este o persoană care dorește să-ți ia locul, urmărește să-ți ia locul? Sau ești tu într-o energie total schimbată? Vrei să te schimbi? Aici ești tu sau e altcineva? Ești tu. Vrei să te schimbi? Cu pasiune vrei să te schimbi? Acum îmi dă senzația că în imaginea aceasta, în care într-adevăr persoana îi face un masaj așa la umeri persoanei dragi, pe față pare a avea un zâmbet, pare a fi fericit sau fericită să facă acest lucru, însă ceea ce simt datorită acestor două cărți, datorită expunerii la ce viitor vezi tu, simt că în timp ce cu zâmbetul pe față îți îndeplinești în continuare îndatoririle, pentru că așa l-ai perceput. Așa ai perceput. Pentru tine această relație a fost și este ca un fel de job, un fel de slujbă. Ai fost în viața și ești în viața acestei persoane, cel puțin din punctul de vedere, așa te-a tratat mereu și te tratează în continuare. Persoana dragă te tratează în continuare așa pentru că acest tipar se petrece de mult și persoana ta dragă s-a obișnuit că primește ceea ce se așteaptă să primească și nici nu se așteaptă să fie vreo schimbare, dar tu totuși ai început să-ți dai seama de ceva timp încoace că te nemulțumește din ce în ce mai mult starea lucrurilor, faptul că tu
Tu ești percepută sau perceput că poți fi bărbat sau femeie. Eu aici mă uit la o energie feminină, de-aia poate mai greșesc, dar da, voi interpretați cum, cine sunteți voi. Te deranjează din ce în ce mai mult, îți creează din ce în ce mai mult disconfort ideea, faptul că ai conștientizat că persoana ta dragă pe tine te percepe efectiv ca pe un angajat al său, poate chiar și mai rău, ca pe o slugă, cum se zice așa mai pe românește. Acolo să-ți îndeplinești îndatoririle de partener sau de soție, de soț. Ai niște îndatoriri. Adică această relație, din punctul de vedere al persoanei tale dragi, este bazată pe îndatoririle unuia față de celălalt. Persoana ta dragă, se pare că, asta îmi dă senzația din ce văd aici, că percepe că îndatorirea sa este să mențină stabilitatea financiară, materială, ca poziție socială, da? Iar îndatorirea ta o percepe a fi să-i faci pe plac, să îi oferi ce are nevoie, când are nevoie, cât are nevoie, dacă are nevoie. Să fii acolo și să-ți îndeplinești cu gentilețe îndatoririle. Ei, tu te-ai săturat. Tu, cu zâmbetul pe față, îți îndeplinești îndatoririle, dar plănuiești să te schimbi. În mintea ta, tu plănuiești să pui capăt relației, să cu pasiune faci acest lucru. Să efectiv să tai și să spânzuri. Uite aici, în spatele acestei regine de săbii, este un câmp de oroare. E cu sabia ridicată, e încruntată. Deja, dacă nu te-ai transformat încă, vrei să te transformi în exact persoana cu care ești în relație și simți că ești în relație de mult timp, dar nu față de toată lumea, ci față, în primul rând, față de partener. Te vezi mult mai bine fiind singur sau singură, da? Deci aici este o regină de săbii, dar poți fi bărbat sau femeie, dar îți dorești să fii în această energie în care îți faci dreptate, în care tai și spânzuri, adică nu stai la discuție, nu îți mai convin lucruri, vrei să-ți impui condițiile, iar dacă cineva se opune, are ceva de comentat, ești cu sabia ridicată, ești dispus, dispusă să pârjolești în urma ta, efectiv. Și ești și dispus sau dispusă să fii singur, să fii sau singură pe cont propriu. Te simți în stare, te simți interior, accepti că este mai bine, că preferi să fii singur sau singură și să-ți faci dreptate decât să mai fii sluga sau un alt angajat
printre ceilalți angajați, poate are o firmă, partenerul de viață sau partenera de viață și la firmă are angajați și tu ești tratat sau tratată ca un alt angajat, doar că ai îndatoriri diferite. Da. Mai sunt și alte mesaje? Da, vrei să faci curățenie. Și se transmite că vrei să tai coada măturii. Pentru că nu ai măturat foarte bine ce era de măturat din viața ta. Pentru că era coada prea lungă și nu puteai să o ții. Și ai hotărât să, da? Să tai. Să tai, să spânzuri. Tai coada măturii ca să poți săături foarte bine. Să termini de măturat tot ce simți că nu-ți mai este de folos sau nu te satisface. Sau efectiv chiar îți aduce un mare disconfort, atât de mare încât te transformi. Îți dorești. Vizualizezi cum te transformi din această persoană blândă, îngăduitoare, tolerantă, acolo pentru persoana dragă, oricând, oricum, în orice moment, da? Din această persoană vrei să te transformi în această persoană care dacă nu te-ai transformat deja, care este efectiv furioasă și nu se sfiește să arate acest lucru. Acesta este timpul pentru opțiunea numărul 1. Dacă te-au ajutat aceste mesaje, apasă butonul de like. Dacă nu te-ai abonat încă, te invit să te abonezi și mi-ar plăcea să citesc în comentarii mesajele tale pozitive legate de modul cum simți că te-au ajutat aceste mesaje. Mulțumesc mult că mă urmăriți și până la următorul videoclip vă doresc numai bine! Bună, dragii mei și dragele mele! Voi, cei sau cele care ați ales opțiunea 2 pentru această etalare colectivă atemporală de iubire cu tema trecut, prezent, viitor în relația ta cu persoana iubită. Hai să vedem opțiunea 2, să mă conectez așa puțin cu energia ta. Ești într-o perioadă confuză în care parcă simți să te scuturi așa de diverse lucruri care ori atârnă greu pe lângă tine, ori așa percepi tu, poate ele nu atârnă așa greu, dar tu percepi că te trag în jos sau te țin pe loc. Și e ca și când te-ai oprit, te relaxezi, vrei să lucrezi mai mult la tine, să te pui mai mult în valoare și să scuturi ceea ce simți că te-ar putea trage în jos sau te-ar putea împiedica să-ți atingi un anume scop sau cel puțin un scop. Ai un scop bine definit. Iar dacă sunt mai multe, sunt bine definite. Ok.
Și simt că, da, vorbim de o relație aici. Da, te îndrepți spre victorie. Te îndrepți spre victorie. O să le amestec și așa. Da, este vorba de o relație, dar simt că, asta urma să zic, simt că tu începi, e cumva, dai la spate această relație. Da, te uiți la acest videoclip, deci încă te interesează, te preocupă această relație, te preocupă poate persoana dragă, dar cumva ceva îmi spune că ești pe cale sau cel puțin contempli ideea de a da la spate relația pentru a te îndrepta spre succes. Spre acel scop al tău, ai un scop. Mi se arată numărul 6 și numărul 28. Ar putea ambele să fie semnificative pentru cineva. Trecut, prezent și viitor. Ia să vedem. Prezent și viitor. Ok? În trecut. În trecut, nu mi-e atât de clar dacă această persoană ești tu sau este persoana ta dragă. Este persoana care se uită sau persoana dragă? Această persoană e persoana care se uită. Mai vreau o carte. Ați putea fi și amândoi în aceeași energie. Da, și-au ieșit două. Sunteți în aceeași energie. Simt că amândoi sunteți nemulțumiți unul de celălalt. Sunteți nemulțumit de lipsa de atenție pe care celălalt o dă partenerului, partenerei. Amândoi simțiți sau vă simțiți jonglați, în această relație. Amândoi sunteți dezamăgiți pentru că voi, la un moment dat, ați avut, să-i zicem, un vis, dar poate nu a fost chiar așa. Vă doreați. Ați vorbit destul de lejer. Asta este senzația pe care o am. Nu a fost chiar un. Nu ați vorbit în stil de planuri mari de viitor, dar ca dorință lejeră, așa, da, vă doreați o relație stabilă, vă doreați, na, împlinirea în familie, eventual căsătorie, masă, casă, mașină, purcel, cățel, da? Dar nu erați foarte, niciunul dintre voi, nu erați atât de concentrați pe această idee, însă cu lejeritate ați vorbit despre acest lucru, însă amândoi sunteți dezamăgiți că nu s-a ajuns aici, iar dacă s-a ajuns, dacă chiar v-ați căsătorit și sunteți căsătoriți, sunteți nemulțumiți, nu sunteți împliniți. Nici tu, nici partenerul sau partenera nu vă simțiți împliniți în această
familie pe care nu o simțiți ca pe o familie, această relație. Fiecare dintre voi jonglați cu mai multe lucruri. Poate chiar fiecare dintre voi mai aveți și pe altcineva. Este ca un fel de relație liberă, așa, între voi, dar în care la suprafață, așa, pare că vă dați libertatea să fiți cum vreți, să faceți ce vreți, să aveți și alți parteneri pe lângă persoana cu care sunteți. Așa, la suprafață vă dați libertăți din acestea, unul altuia, dar, de fapt, la interior, niciunuia dintre voi nu îi convine, nu este mulțumit de nivelul de implicare în relație a celuilalt partener. Amândoi sunteți în această energie. Vă luptați unul cu altul, da, e posibil că sunt certuri dese sau, dacă nu sunt certuri, sunt certuri din acelea tacite, în care nu se vorbește, dar nici nu vă salutați, treceți încruntat unul pe lângă celălalt. Sau căutați să vă evitați. Dar am vorbit la prezent, dar ăsta era trecutul. Ok, hai să vedem și ce este fix în prezent. Fix în prezent este exact ce am spus. Nu degeaba, nu întâmplător, da? Nu e nimic întâmplător. Nu întâmplător, am vorbit la prezent. Acesta este trecutul, dar este și prezentul. În prezent, situația e la fel. Deci, de la început până acum, situația a fost la fel între voi. Tu te îndrepți, tu vrei să te detașezi, dar parcă totuși nu ai plecat din relație. Vrei să te îndrepți spre un succes, ceva ce îți dorești, cu un fel de îndârjire pleci, e ca și când pleci la o luptă. Sau îți dorești să ieși victorios sau victorioasă din această luptă. Dar nu ești pregătit sau pregătită să ieși din această relație. O vezi ca pe o posibilitate, ideea de a ieși din această relație, de a te îndrepta spre alte țărmuri, da? Dar nu. Ești aici în energia aceasta în care îți place senzația pe care ți-o dă faptul că tratezi cu destul de mult dezinteres relația și partenerul sau partenera, dar în același timp și rămâi acolo și te expui așa cu lejeritate. Ca și când, da, dacă vreau să plec, pot să plec, dar încă nu simt să plec. Îți place atenția pe care o primești din partea partenerului sau partenerei, datorită faptului că ești cumva și cu spatele, deci și într-o detașare, dar și într-o implicare. Dar și aștepți,
Admirația, aprecierea partenerului sau partenerei. Da. În viitor, nu ți asum riscul. Nu ți asum riscul. Îți dorești să pleci, îți dorești, vrei să ieși câștigător sau câștigătoare din această luptă, voi duceți o luptă, voi vă luptați. Fiecare vrea să câștige, dar niciunul nu se lasă. Și tu știi că ai putea câștiga mult mai mult dacă ai pleca decât dacă rămâi, însă în viitor nu ți asumi acest risc de a pleca. Plecarea din această relație implică niște riscuri. Și nu simți să ți le asumi. Nu simți să ți le asumi. Ce riscuri implică plecarea din această relație? Ce riscuri nu vrei să-ți asumi? Dacă ajută aceste informații persoana, te auzi că spui da, mă ajută. Ok, ce riscuri? O grămadă de riscuri. Tu vrei să pleci, acestea sunt motivele pentru care vrei să pleci. Tu ai lucrat sau lucrezi de mult la ceva. Îți dorești, ai un scop și lucrezi la acest scop și vrei să ieși victorios sau victorioasă. Să obții acest lucru la care lucrezi de mult. Ar putea avea legătură cu situația financiară. Ar putea fi vorba de o afacere, niște câștiguri financiare, o anume stabilitate, situație financiară bună. Lucrezi la acest lucru. Ar putea să și să nu fie vorba de bani, de starea financiară, să fie vorba de altceva, un alt proiect, dar ar putea și să aibă legătură cu banii și lucrezi la acest proiect și vrei să ieși. Tu simți că în această relație ești într-un fel de situație stagnantă, destul de blocat sau blocată într-un loc și într-o postură destul de inconfortabilă, da? Și vrei să ieși. Poate că ăsta este un alt lucru la care lucrezi de mult. Să ieși din această stare, postură, situație inconfortabilă pentru tine și să te îndrepți spre cineva, cineva drag ție, altcineva decât persoana cu care ești. O persoană care este foarte conectată cu lumile superioare. E o persoană care atrage, magnetizează
orice își dorește în viața sa. Are această putere. E o persoană care, dacă nu are resurse pentru ceva, le găsește, le procură, le face cumva să se materializeze. Această persoană te fascinează. Poate fi un alt motiv pentru care sau la care ai lucrat tu. Tu lucrezi pentru a putea să te detașezi din această relație, pentru a te îndrepta spre această persoană. Pentru unele dintre voi, această persoană ați putea fi chiar voi, așa cum vă vedeți că ați putea fi dacă ați ieși din această relație, dacă ați avea puterea să riscați și să ieșiți din această relație. Și să materializați voi singuri sau voi singure ceea ce vă doriți în viață. Dar riscul este că nu vă veți putea bucura acest trei de cupe. Vorbește despre o sărbătorire, despre, uite, sunt și de da, aur, argint și bronz, deci o victorie iarăși. Nu vă veți putea bucura de succes. De ce? Pentru că vă e teamă că partenerul sau partenera nu va renunța la luptă și nu se va da la, cum să spun, deoparte și de la a vă ataca pe la spate, dacă chiar va fi cazul. Riscul este reacția partenerului sau partenerei. Voi nu plecați, nu simțiți să vă asumați, nu simți să-ți asumi acest risc de a pleca, de a materializa ceea ce îți dorești, pentru că simți că nu o să te poți bucura din cauza reacției posibile sau destul de probabile. Am văzut 42-42 exact pe timerul videoclipului. Da, nu simți că nu ești destul, nu că nu ești sigur ce reacție va avea. Ești aproape sigur sau sigură ce reacție va avea? Că te-ar putea chiar ataca și pe la spate. Când, cum ar veni, când ți-e lumea mai dragă, să îți distrugă cum ar veni, să strice petrecerea, să strice victoria. Acestea simt că sunt mesajele pentru voi, cei sau cele care v-ați ales opțiunea 2. Eu sper din suflet că au fost nu doar informative, dar chiar puteți și folosi în situația voastră specifică, puteți folosi ceva de aici, din aceste mesaje. Îmi doresc din suflet să vă ajute și dacă simțiți că ați rezonat, că v-au ajutat aceste mesaje, apăsați butonul de like, abonați-vă dacă nu v-ați abonat încă. Am deschis și o secțiune pentru membri, puteți apăsa butonul Join să vedeți acolo ce oferte am oferit pentru voi, bonusuri speciale pentru persoanele care ar dori să se alăture clubului, canalului meu, da? Clubul Delia Pope. Și da, desigur, abia aștept să citesc în comentarii modurile cum simțiți voi că v-au ajutat aceste mesaje. Până la următorul videoclip, vă doresc tuturor din suflet numai bine!